Iubiți miri, frate Sorin, sora Cristina, stimați invitați, prezenți cu toți în casa Domnului, astăzi din Cuvântul Sfânt, din Scriptura binecuvântată pe care Dumnezeu ne-a dat-o, s-a citit din cuvintele Apostolului Petru, care printre altele relua o întrebare pusă în Cartea Psalmilor de regele David. Iată cuvintele lor. Cine iubește viața? Să facem un sondaj să vedem cine iubește viața. Cei ce se căsătoresc iubesc viața, nu? Vom ști să răspundem la această întrebare? Ba mai mult, vom ști cum să ne comportăm în așa fel încât să fim fericiți, cum spunea David în Psalmul 34. Pentru că realitatea statistică din jurul nostru ne dovedește că mulți se căsătoresc dorindu-și să fie fericiți și nu realizează aceasta, nu se pricep. Falimentează. Și eu cred că e mai grav să falimentezi în căsătorie decât într-o afacere. Că se deschid anual și se închid diferite firme, e o chestiune economică care nu se lasă întotdeauna cu dureri de inimă, chiar dacă se lasă, poate cu pagubă. Dar o căsnicie, cum spune un vers, încep cu cântece, cu glume, cu zgomote, pahare în spume și apoi curând se arată firea. Și când pe bănci de tribunal cei doi imploră despărțirea, spui problema e normal, ce-a fost la început, iubirea? Dragii mei, haideți să fim realiști și să vedem dacă doar dorim viața sau vrem cu adevărat să îl ascultăm pe Dumnezeu, singurul care ne poate învăța cum să trăim. Dumnezeu a spus în Cartea Legii, pentru că și David și Petru la rândul lui s-au inspirat de aici, citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 30, versetul 15. Iată, îți spun înainte, ofertele divine. Viața și binele e la pachet. Vrei viața? Alege binele. Moartea și răul. Culmea este că oamenii vor să leagă așa în cruci. Vor viața practicând răul, dar atunci cui să lase moartea? La cine face binele? Da, nu potrivește. În textul nostru Petru spunea, pentru că dacă am fi așa superficiali, să întrebăm, sunteți oameni buni? Sau cum avem noi români expresia, oameni buni. Da, cine știe dacă sunt cu adevărat buni? Sau, altfel spus, cei doi au o vârstă, nu mai sunt niște adolescenți pripiți care vor să căsătorească. De acum cu atât mai mult, dar în general în toate familiile, peste ani, nu te întreabă nimeni, ai nevastă frumoasă? Ai nevastă bună? Nu te va întreba nimeni, e tot chipe și rumen soțul tău. E bun cu tine. Asta contează. Și spune Scriptura în Cartea Proverbele, vă citesc cuvintele regelui Solomon, capitolul 19, versetul 22, ceea ce face farmecul unui om, adică un om bun, veșnic parfumat, este bunătatea lui. Spunea Petru, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune. Primul principiu de care se ține în cont dacă vrem viață în făptuirea binelui. Să-și înfrâneze limba de la rău. Punct. Sunt oameni care spun că sunt bun de inimă și răi de gură. Poate că străinii vor crede, dar nu și cei din casă. Căci dacă e rău de gură, spunea înțeleptul, și dacă nu vorbește prostii, numai să nu tacă, îți vine să pleci de acasă. Vorba mult este ca o inundație. Și ploaia e bună, că dacă e secete, e rău, dar nu se tot plouă așa ca la potop.
să-și înfrâneze limba de la râu. Dragii noștri miri, dacă vreți să păstrați fericirea, binele în casă, aici cheia de la ușă, la limbă. Cum spune un alt vers, că nici vântul, nici apa n-au stricat atâtea case cât e limba a stricat. Cum zice proverbul românesc, pasărea și ea pe limba ei piere. Spune Scriptura în Cartea Psalmilor, vă citesc din capitolul 18, versetul 21, moartea și viața sunt în puterea limbii. De aia se spune că muții n-au dușmani. Da, dar în familie nu e o fericire să trăiești cu un mut, că mai sunt și din ăștia care muțesc în sensul că se supără și până le repornește computerul durează câteva zile. Nu despre asta e vorba, ci în a ști să vorbești frumos, plăcut. Nu se face viață bună din vorbe rele. Da, numai că limba asta nu ia de vină sărmană. Depinde ce este în minte. Spunea Domnul Iisus, din prisosul inimii, adică din cele acumulate în minte, vorbește gura. Și spune Scriptura, vă citesc din Cartea Coloseni, capitolul 3, versetul 16, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi în toată înțelepciunea. Și în aceeași idee, spunea același apostol, vorbiți între voi cu psalmi, dacă îi știi, dacă nu, fiecare vorbește dintre ale lui, da? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să acumulăm învățătură sfântă în minte. Trăim într-o lume în care informația curge peste tot, e inundație de vorbă. Și au spus oameni care au făcut închisoare că după ce au trăit în tăcere, mai cu seamă cei în celule izolate, s-au speriat cât de mult vorbesc cu oamenii și adesea fără rost. E un har, sau spunem proverbe, este o bucurie să dea omul un răspuns. Și de ce nu și să auzi un răspuns? Scrie tot în proverbe că o vorbă poate să fie ca un pahar de apă pentru un om secetos, setos. Dar cum vom vorbi? Vom vorbi așa cum am învățat să vorbim, că dacă fratele Sorin știe numai românește, eu i-am spus, înveți câte ceva și în slovăcești, că o să suni frumos. Fiecare știe vorbi numai pe limba ce a învățat-o. De aceea se spune că oamenii nu se pot certa numai în limba maternă. Tu deja știi engleză, la ceartă nu merge, că trebuie să-ți vină repede. Da, așa e cu vorbele bune sau rele. Dacă ai adunat în minte, dacă umbli la biserică, dacă citești în Biblie, dacă stai în companie oamenilor serioși, care știu să vorbească frumos. S-a făcut experimentul de a se crește copii în tăcere, se vadă ce limbă vor învăța. Au crezut că o să afle ce limbă au vorbit Adam și Eva. Copiii aceia au rămas muți. Noi învățăm din mediul unde ne formăm. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim în ape dulci și vom ști să vorbim dulce și frumos. Amin. Cine vrea să vadă zile bune, reiau expresiile de bază și închei ideea aceasta, să-și înfrâneze limba de la rău, adică și acumulând cele bune în minte, tot vine ispita și poate-ți vine să scape așa o vorbă. Nu o lăsa. Dumnezeu să ne dea pricepere să ne controlăm. Iar dacă, știu eu ce s-a întâmplat, am fost somnoroși tare și n-am fost atenți când am vorbit, să ne cerem de urgență iertare. Să singurul și cel mai putem face, ba chiar să răsplătim pe cel pe care l-am jignit, în sensul de a căuta să reparăm greșeala cu o faptă bună, cu mângâierile, cu dorința de bine necesară. O a doua idee, spune Scriptura aici în 1 Petru, capitolul 3,
Versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău. Asta e mare ispită. În familie, de regulă, se spune, mă refer pentru cei ce, din nefericire, nu știu să iubească viața. De exemplu, soția spune, dacă el e bun, nu are probleme cu mine. Sau el, dacă ea este femeie bună și eu sunt. Nu, nu, nu. Diavolul reușește să păcălească pe primul, așa ca în grădina Edenului. A păcălit-o pe Doamna. Și apoi n-a trecut mult și l-a păcălit și pe Domnul. Nu întoarceți rău pentru rău. Celălalt greșește, e mai slab, e ispitit, n-a rezistat unei provocări. Mă, faci greșeala lui? Asta e culmea. Îl condamn pe celălalt că a vorbit rău și îi vorbești, dându-i replica, nu? La fel de rău. Sau ți-a făcut un rău și îl condamn, apoi îi urmezi pilda negativă, faci și tu rău. Asta e frumusețea în viața de familie. Unul să facă rău și celălalt care iubește viața și nu vrea să se piardă familia, îi face bine. Și ăsta poate fi partenerul de viață. Eu îți doresc, frate Sorin, sora Cristina, să facă așa numai cum îți citești de aceea, auzi. Ea îi face bine și unul rău în toate zilele vieții sale. În fiecare zi o porție de bine. Dar dacă, Doamne ferește, să scapă să facă un rău, să fie înțelepciunea de servici în ziua aceea, să nu fie plecată de acasă. Să nu-i răspunzi cu rău. Dimpotrivă, să gândești, poate a fost obosit, poate n-a înțeles, poate eu am fost de vină. Se pot găsi explicații favorabile, nu neapărat interpretării grabnice a răului ca ceva rău intenționat. Un rău întâmplător, așa. S-ar putea să-ți facă rău soacră, socru, cumnatul, cumnații, când te căsătorești se mulțesc rudenile, nu? Vă dau ca exemplu, frate Sorin, chiar dacă nu ești întors la Domnul de mult, știu că ai citit de mulți ani Scriptura și cunoști exemplul acesta ce ți-l dau în persoana regelui David. A avut un socru care ani în șir, numai că a vrut să-i facă rău, vrut să-l omoare, efectiv. Mai întâi a pus pe alții și după a văzut că alții nu se descurcă, o luat el sulița în mână. Nu se descurca să rămână nici așa, că l-a păzit Dumnezeu pe David. Dar într-o zi a zis Dumnezeu, ia să-i dau o probă la jinerii său, să văd, el îi face rău. Și a dat un somn greu peste socrul său, să nu se trezească, să duci casa cu el. Și știa că așa se întâmplă. Și în jurul lui David, oameni, acum ai ocazie, Dumnezeu ți l-a dat în mână. N-a făcut-o. Nu i-a făcut niciun rău. Și spune Scriptura în cartea 1 Samuel, capitolul 24, este o frumusețe și ori de câte ori am citit Biblia, nu se poate să nu rămâi îndemnat să faci bine, chiar și atunci când cineva îți face rău. 1 Samuel 24, versetul 17, sunt cuvintele socrului său, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Dumnezeu să ne ajute să răsplătim răul cu bine. Și dacă te întreabă cineva, da, așa te porți după ce ți-a făcut? Dacă eu iubesc viața și viața e legată de bine și moartea de rău, cine a trăit? David, care a făcut bine, cine a murit? Saul, care a făcut rău. Și dacă nu moare rău, nu se bucură de viață. Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Eclesiastul, capitolul 8, cuvintele regelui Solomon, versetul 11 în continuare, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. Adică oamenii fac rău și Dumnezeu îi lasă. De aceea este plină inima oamenilor de dorința să facă rău. Și atâta rău în lumea asta. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori rău, și poate asta în familie cel mai ușor e să-l numere de câte ori a făcut rău, și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul, dar cer rău, atenție, nu este fericit
Cine vrea să vadă zile bune, cine vrea să fie fericit, să facă bine. Răul nu-i fericit. Dumnezeu să ne ajute, cum scria Pavel la Roman, capitolul 12, versetul 9. Fie-vă groază de rău. Dacă te-ar întreba cineva, măi, de ce nu ai făcut-o? Mă, așa mi-e scârbă să fac rău, parcă mă murdăresc pe mâini. Și lipiți-vă tare de bine, că ne lipim de viață, Dumnezeu să ne ajute. Așadar, facem o convenție, toți familiștii care suntem aici. Nu facem rău la nevastă, nici dacă ne face ea rău. Păi destul a făcut ea, acum să mai fac și eu? Cum vine asta? Sau dumneavoastră, doamnelor, vă angajați, dacă bărbații, scrie în Biblie de un bărbat care era rău, se numea Nabal, măcar că străbunicii lui au fost oameni de treabă. Da, uite că se mai întâmplă. Dar nevastă sa era cu judecată. Ea n-a vrut să facă răul. Dimpotrivă, a programat cu multă chipzuință să facă un bine. Și-a oprit un mare rău ce era să vină peste casa lor. Observați? Pentru că femeia aceea a ieșit cu bine înaintea unor partizani înfometați. A scăpat toată casa ei. Altfel, până dimineața au fost războinici de elită aceea. Nu mai rămânea un bărbat în casa aceea. Iată cum binele salvează viața. Și în al treilea și ultimul rând, spune Scriptura aici, versetul 6. Fiicele ei v-ați făcut voi, s-a făcut cum te-a dat exemplu Sarei, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Adică binele trebuie să fie făcut indiferent de circumstanțe. Indiferent că alții nu-l fac, indiferent că vom fi sau nu răsplătiți, binele trebuie să ne devină un mod de viață. Aceștia sunt adevărații oameni fericiți, care fac binele nu circumstanțial, că, știți, spunea Domnul, și păcătoșii se poartă bine cu unii, ăștia sunt prieteni, dar cu alții. Sunt oameni care se comportă bine un timp, dar nu știu ce se întâmplă, se împotmolesc. Dar adevărata viață e frumoasă, să știți că și suferința are frumusețea ei când ai făcut binele, chiar dacă te jignește partenerul, chiar dacă nu sunt recunoscători socrii sau cumnații sau alții sau copii. Binele are starea lui de bine care se lasă peste suflet, peste viață. Ba chiar mai mult aduce și peste ceilalți un anumit har și binecuvântare de la Dumnezeu. Poate la alte nunți tare mult se amintește cuvântul dragoste. Da, numai că unii nu înțeleg ce înseamnă dragoste. Un frate în vârstă mi-a fost drăguț, 60 și ceva de ani avea. Zicea el, eu nu am fost cu femeia mea ca tinere de acum, iubi când intri în casă, iubi când ieși din casă, dar am știut să nu mă cer cu ea și să țin la familie. Că unii cred că iubirea este un fel de slogan și atâta tot. Nu, ascultați-mă ce iubirea în raport cu binele. 1 Corinteni 13, versetul 4. Dragostea este plină de bunătate. Vă vom întreba îndată dacă vă iubiți. Sau cum să vă întrebăm? Dacă o să vă iubiți, nu? Poate ar fi mai corect așa. Să nu vi se epuizeze resursele de bine. Fericii de omul care învață legea binelui. Nu doar în vorbă, în faptă, ba mai mult. Ascultați ce mai face dragoste. Citesc tot de aici, versetul 5, partea finală. Nu se gândește la rău, auzi? Nu numai că să nu faci rău, nici să nu-l lași să-ți treacă prin minte, că unii nu-l fac, să abțin. Sunt așa stoici, păi ce i-aș face, dar nu mă pretez. Auzi, deja te-ai pretat.
Nu, nu. Dragostea nici măcar nu se gândește la rău. Pentru că zice apostolul, vă citesc din Roman, capitolul 16, versetul 19. Mă bucur și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele, auziți cum sună mai departe, și proști ce privește rău. Măi, dar nu ți-a venit ideea să-i zici? Măi, nu mi-a venit, slavă Domnului. Măi, dar puteai să-i dea o replică? Nu am gândit. Dar ce ți-a făcut? Ai treaba lui. Da, asta e dragostea. Cărei bine se tot consumă, dar nu se epuizează. Asta e dragostea. Că nici măcar nu te gândești la rău. Dumnezeu să ne ajute să-i semănăm că binele de la El vine și rău vine de la unul care zice diavolul, Doamne, păzește-ne. Când final nu e vorba numai de viața asta, e vorba de viața eternă. Și celor ce au iubit binele, celor ce urmează pilda lui Dumnezeu, vor fi chemați la El. Binele suprem va magnetiza binele materializat în viețile noastre. Iar răul acela, focarul de infecție demonic, va face ca tot răul să se strângă într-un singur loc și zice iazul de foc și de pucioasă, Doamne, păzește-ne pe toți. Dar ajută-ne să învățăm că viața e legată de bine și în asta este și dragoste. Dar nu-i doar poveste dragoste, este bine, fapte, realizări binecuvântate. Dumnezeu să ajute pe cei doi și să ne ajute și pe noi. Spuneam la începutul anului că anul ăsta se face concurs care femeie e mai bună. Dacă tot e căsătorit încă și pe la jumătatea anului poți intra încă la concurs. Și când am spus asta la o familie, a zis sora, da, bărbații nu fac concurs. Zic, ba da, cum adică? Da, se face concurs. Și punctajul nu e la noi, e la Dumnezeu. Viețile noastre sunt înaintea Lui și într-o zi ne va chema. Dumnezeu să aibă milă de ei și de noi, să ne ajute să facem binele cu adevărat și să-i urmăm, să-i slujim cu dragă inimă și să ajungem în Sfânta Lui împărăție, români și slovaci, toți împreună. Amin.